descoperit că totul pleacă de la mine și vreau un program, ceva care să mă ajute, să mă ancorez. Informații eu aveam, știam să le pun în practică, dar nu mă motiva suficient, că mă autosabotam singură. Când am început parcursul ăsta, nu am conștientizat și că aveam o relație toxică cu soțul meu. Și lucrând cu mine, relația s-a îmbunătățit, pot să zic, cu 70%. Ciao, dragilor! Astăzi am decis să stau la o poveste cu una dintre cursantele din programul meu Manifestă viața ideală prin iubirea de sine, una dintre cursantele de care sunt cea mai mândră datorită progresului ei. Ea este acum și mentor în acest program, în programul Manifestă viața ideală prin iubirea de sine. O am pe Miha, pe Mihaela Stănilă cu mine. Ciao, Miha! Bună, bine te-am găsit! Miha, mă bucur că ai acceptat invitația mea să povestim puțin despre cum ești, despre ce faci, despre care a fost parcursul tău în program și cum se simte pentru tine să fii în această călătorie de redescoperire a iubirii de sine, de reparare a relației cu tine și, bineînțeles, și cu ceilalți din jurul tău, pentru că știm că dacă lucrăm la relația cu noi și învățăm să ne iubim pe noi, toată viața noastră se transformă și se schimbă. Așa că sunt curioasă să povestim astăzi puțin despre asta. Așa că spunem, să începem așa cu începutul, spuneți puțin despre tine, cu ce te ocupi, cum ai descoperit pe mine, cum a fost începutul ăsta de drum pentru tine. Bună ziua tuturor! Mă bucur că fac parte din acest program care m-a ajutat foarte mult. Eu sunt administrator propriei societăți și fac și contabilitate. Procesul meu spre autovindecare a început în urmă cu 2 ani, când copilul meu era foarte bolnav și nu înțelegeam ce se întâmplă, cum se întâmplă. Încet, încet am început să sap și am descoperit că totul pleacă de la mine. Și vreau un curs sau un program, ceva care să mă ajute să mă ancorez. Informații eu aveam, știam să le pun în practică, dar nu mă motiva suficient. Și din acest motiv, eu te urmăream pe Facebook de ceva timp și ziceam, ok, te cunosc, știu ce zici, știu cum funcționează. Și îmi doream un program mult mai lung care să mă ancorez în el, ca să nu mă abat de la drumul meu. Și când ai făcut programul ăsta de 10 luni, am înțeles că ăsta este exact ce-mi trebuie mie pentru a mă putea focusa și a merge mai departe cu progresul meu, că de una singură nu reușeam, cu toate că aveam toate informațiile, nu reușeam. Acest program m-a ajutat foarte mult și colegii m-au inspirat foarte mult. Când am o întrebare sau când nu știu ceva, găsesc suport tot timpul și îmi place foarte mult întâlnirile de lunea care le țin tu. Pentru că de multe ori acolo îmi găsesc multe răspunsuri la întrebările care eu le am legate de mine, de procesul meu. Și acest curs de 10 luni m-a ajutat foarte mult. Mă bucur să aud asta. Scuză-mă că te întrerup, sunt curioasă de un lucru. Ai spus ceva foarte fain. Ai spus, aveam informație, dar cumva nu asta a contat în a fi eu bine cu mine. Nu m-a ajutat, nu am simțit că fac acel click. Poți să-mi spui de ce? Cum simți tu lucrul ăsta? De ce informația nu ai simțit că e suficientă? Pentru că creierul nostru ne duce pe vechile cărări, pe unde el știe traseul. Ca să formăm alte căi, ne este un pic mai greu și ne autosabotăm. Lăsăm să facem, nu ne motivăm atât de mult. Deci stăm în starea noastră de confort. Pe când
Tot acest proces înseamnă să ieși din zona ta de confort, să muncești cu tine. Și când lucrezi cu altcineva, este mult mai ușor, dar când lucrezi tu cu tine, este cel mai greu, pentru că te autosabotezi inconștient. Nu-ți dai seama. Și eu am conștientizat că am nevoie de impulsul ăsta, de ceva închegat, de ceva de durată, nu doar de o lună, de o săptămână și gata, hai, gata, am rezolvat toate problemele. Nu, noi am acumulat toate aceste traume, toate aceste probleme în viața noastră în ani de zile. Și conștient am realizat că nu pot într-o săptămână sau într-o lună să fac lucrurile astea sau dacă eu am informația, deja știu ce am de făcut. Nu, este un proces și când ești în echipă, altfel te motivează și experiența colegului poate seamănă cu a ta și poate de acolo îți găsești răspunsul la întrebarea ta sau n-ai conștientizat că până atunci tu ai problema respectivă, până când a venit un coleg să spună și el experiența lui sau problema lui. Deci cumva, din ce îmi spui, să înțeleg așa că tu ai intrat în program pentru că fiul tău se confrunta cu ceva probleme și ți-ai pus o întrebare bună, ce parte din mine cumva contribuie să creeze o situație de suferință în realitatea mea și cum pot să-mi asum responsabilitatea și să lucrez să vindec aceste părți din mine ca să nu mai am parte de suferință în viața mea. Și apoi, cumva, mi-ai răspuns și la întrebarea pe care urma să ți-o pun și anume, de ce crezi că nu au funcționat primele tale tentative de a soluționa problema asta sau poate problemele, alte probleme din viața ta? De ce crezi că nu a funcționat? Și cumva mi-ai zis, pentru că eram singură, pentru că deși știam că știam informații, poate asta n-a fost suficient, îmi lipsea comunitatea, îmi lipsea o structură, nu? Da, și aveam atunci la început, când am început parcursul ăsta, nu am conștientizat și că aveam o relație toxică cu soțul meu. Și lucrând cu mine, relația s-a îmbunătățit, pot să zic, cu 70%, dar asta în timp am descoperit că aveam o relație toxică și acum este, pot să zic, cu 70% îmbunătățită față cum era. Wow, asta este extraordinar. Cumva, ce crezi că a ajutat să se îmbunătățească relația asta sau ce a contat? Că presupun că ai avut așa, ai avut un click, acest moment de aha, de care vorbeam, că uite, poate că fără să vreau, recreez niște tipare de suferință, fără să vreau, iată că mă aflu într-o relație toxică. Avea mama mea o vorbă, la un moment dat când eram într-o relație toxică, îmi spunea, Roxana, te-ai obișnuit cu rău și crezi că e binele. Confundăm cumva, nu știm că putem să fim și bine în relațiile noastre și cumva credem că asta e normalitatea. Normalitatea e să primesc puțin în iubire, normalitatea e să mă sacrific pentru iubire, normalitatea e că să fac compromisul, normalitatea e că o relație vine greu sau că iubirea vine greu sau banii vin greu sau sănătatea. Și atunci sunt curioasă, deci ai avut acest aha, ce alte aha-uri poate, ce alte momente de click ai avut în procesul ăsta al tău cu tine? Și ce ai simțit că a adus cea mai multă valoare pe parcursul călătoriei? Că tu ești de ceva timp în călătoria asta. Am avut momente de click că îmi era teamă ca soțul să nu facă bani mai mulți decât mine. Da? Și în momentul ăla am văzut că aveam o frică și nu știam de unde vine frica mea. Și am conștientizat că dacă el face mai mulți bani decât mine, eu nu mai am controlul.
Și în momentul ăla am zis, wow, nu se poate așa ceva, pe când eu îl susțineam în toate demersurile lui sau eram acolo pentru el. De multe ori mă lăsam pe mine, intram în rolul de salvator, hai să facem, hai să dregem. Și când am asta lucrând cu mine, mi-am dat seama, deci asta a fost așa, cum am, deci inconștient, asta și am dat filmul înapoi și într-adevăr este din copilărie lucrul acesta. Și de când mi-am dat voie și am simțit lucrul ăsta și am zis că sunt în siguranță ca el să facă mai mulți bani, ce crezi? Că a început să facă mai mulți bani. Super. Deci el a fost cel mai mare conștientizare, zic, cât de subtil poate să fie inconștientul. Deci eu real, în 3D, făceam tot posibilul, eram acolo. Dar din sub inconștient, când am realizat lucrul ăsta, a fost așa, wow, nu se poate, cum așa? Ce interesant, Miha. Ăsta e un moment de aha puternic, că de fapt foarte mulți dintre noi facem foarte, foarte multe lucruri pentru că nu ne simțim în siguranță. Adică am o frică sau mai multe, dar frica asta de fapt vine cu mesajul nu sunt în siguranță. Și dacă deblocăm asta și lucrăm pe a fi în siguranță, a mă simți în siguranță în relația mea, în relația cu banii, să fiu pe primul loc, să fiu ales, să fiu pe piedestal, se deblochează niște lucruri. Înțeleg că la tine s-a deblocat foarte mult fluxul financiar al soțului tău în momentul în care tu te-ai simțit în siguranță ca el să facă mai mulți bani decât tine și ai permis ca în realitatea ta să se întâmple asta. Da, dar eu deci acționam inconștient din percepțiile care le aveam din copilărie, că bărbații nu fac bani, că bărbații nu sunt în stare, că de genul. Și eu aveam chestia asta și intram în rolul de salvator câteodată și lucrând cu mine, lucrând cu modulele din program, am descoperit că acest program care l-ai tu dă foiță cu foiță jos și ajungi la esență, la nucleu, unde trebuie, unde este... diamantul ăla strălucitor și fericit și... Ce frumos, adică sinele nostru adevărat, sinele nostru real. Sunt curioasă care dintre module sau ce anume din program ți-a plăcut cel mai mult la nivel de concept, la nivel de idee, la nivel de exercițiu, poate ce simți tu că ți-a adus cea mai multă valoare și ai zis, wow, am făcut exercițiul ăsta sau am făcut modulul ăsta și mi-a schimbat total felul cum văd lucrurile. Nu pot să compar. Deci totul este atât de complex. Este un pachet. Deci nu poți să faci cu dreapta fără stânga sau invers. Sau... Nu. Deci totul este un pachet complex. Degeaba faci doar unul, două, că nu se completează. Trebuie să fie complex. Deci, deci tot pachetul m-a ajutat. Ce anume ți-a plăcut mai mult? Că știu că toți aveți niște exerciții preferate. Tu acum te și ocupi de unul dintre exerciții, se numește Borcanul cu gânduri bune, în care noi punem aceste gânduri bune. Poate vrei chiar tu să vorbești un pic despre asta, despre Borcanul cu gânduri bune, despre acest exercițiu sau despre, nu știu, ce altceva ți-a mai plăcut ție. Da, totul este, deci se completează, așa cum am spus mai devreme. Borcanul cu gânduri bune te ajută să ai încredere în tine, îți creează noi căi neuronale, ca și recunoștința de altfel, și te vezi tu în altă lumină. Și tu, când te vezi în altă lumină, atunci tu vei atrage acea lumină spre tine. Deci noi atragem ceea ce suntem. Dacă ne schimbăm percepțiile prin mulțumire și prin gânduri bune, fără să mai avem gânduri negative, inevitabil avem, n-avem cum, dar în momentul în care le observăm, să le punem cu gânduri bune, atunci și realitatea noastră o să se schimbe în bine. O să fie super wow. Deci ție ți-a plăcut cel mai mult lucru la conceptul de sine, ca să înțeleg așa.
Da, deci de acolo pleacă tot. Odată ce tu ești bine, și atmosfera din casă, de oameni din jurul tău, se simte că totul este la nivel de energie. Și cum te simți tu sau ce gândești tu despre tine sau despre viață, despre realitate, atunci se va schimba și realitatea. Foarte interesant ce spui, Miha. Înțeleg așa, deci ce îmi spui până acum este că punctul zero de la care ai plecat tu era o relație toxică cu soțul de care nu erai chiar conștientă că este una toxică, niște frici acolo legate de am nevoie de control pentru a nu fi abandonată, pentru a fi în siguranță, pentru a evita, eu știu, să nu mi se întâmple ce mi s-a întâmplat în copilărie. Avem aceste frici. Și intrăm în aceste mecanisme de apărare inconștiente și iată cum ne transformăm relațiile care ar fi putut să fie una sănătoasă, o transformăm noi într-una în care să suferim cum ne este familiar să suferim, cumva, cum vă mai zic și în cursa asta. Sunt curioasă, deci practic rezultatele au fost că relația cu soțul s-a îmbunătățit cu 70%. Poți să vorbești un pic despre asta? Și acum, ce se întâmplă acum? Mă susține foarte mult. Am fost la un curs timp de 5 zile. El a stat cu copiii care el nu stătea nici măcar o zi. Mă susține în tot ce fac, mă înțelege, îmi oferă ajutorul, este mai calm, este mai blând, atât în mine cât și cu copiii. Este mult mai implicat. Deci este o armonie, deci n-am cuvinte, deci nu ne-am mai certat, în foarte scurte contraziceri, foarte nu mai ține supărarea atât de mult. Adică totul a devenit un echilibru, faptul că mă ajută cu copiii, faptul că este mai implicat și mă susține necondiționat. E foarte, foarte mare realizare pentru mine, că înainte eram învățată să fac totul singură, să mă sacrific eu, să dețin eu controlul și în momentul în care am înțeles că trebuie să mă relaxez și să îi dau oportunitatea și lui să se simtă în energia lui masculină și eu să fiu în energia mea feminină, atunci energiile s-au echilibrat și relația noastră decurge în armonie. Vai, ce frumos! Asta da realizare și mă bucur enorm să aud asta, că știu că nu e ușor pentru noi femeile și pentru, în general, pentru oamenii care sunt obișnuiți o viață întreagă să se sacrifice pentru iubire și să se lase pe ei pentru ceilalți și să creadă că pentru iubire trebuie să muncesc din greu, trebuie să fac, trebuie să depun efort. Nu e ușor și facem asta de frica de a nu fi suficient de buni dacă nu o să facem aceste lucruri, de frica că poate nu o să primim iubirea dacă nu facem aceste lucruri, că poate nu suntem destul de buni și atunci trebuie să compensăm. Și să trec în extrema cealaltă, în energia de a primi și să-l las și pe celălalt să vină către mine, lucru pe care noi îl tot discutăm în programul Manifestă prin iubirea de sine, e o provocare. Așa că e și o provocare de curaj și sunt foarte fericită că tu ai reușit să faci pasul ăsta și un pas pe care îl alegem să-l facem cumva zilnic, să fac mai puțin ca să primesc mai mult, să nu mai stau în frica că dacă nu fac, nu primesc. Deci este extraordinar, Mihat, că ai reușit acest lucru. Sunt curioasă unde ai auzit tu prima dată de mine? Ai zis că pe Facebook sau unde l-ai Pe găsit? Facebook, da, pe Facebook te urmăream. La un moment dat zic, ok, da, știu lucrurile astea, ok, bine, de o săptămână, de două, de o lună, zic, nu-i pentru mine, pentru că eu vreau ceva mult mai solid, îmi trebuia ceva mult mai închegat. Și când ai făcut acest program de 10 luni, când am aflat de el că este de 10 luni, el deja era început, dar nu apucasem să urmăresc că îl ai de 10 luni, da? Poate atunci a fost momentul meu. Atunci am zis, asta este pentru mine, m-am înscris și nu regret nicio clipă pentru că rezultatele sunt wow și din ce în ce
viața mea începe să devină și profesional mai bună, să fac ceea ce îmi place. Faptul că sunt mentor în acest program este wow, pentru că de așa eu am niște cursuri cu eliberare emoțională. Îmi place latura asta, vreau să mă dezvolt pe latura asta și pe toate planurile, și financiar, și familiar, și cu prietenii, și ce oameni minunați atrag sau care mi oferă sprijinul necondiționat. Deci este wow, super wow. Și încă ceva, copilul nu s-a mai îmbolnăvit așa des cum era înainte și n-a mai avut problemele dinainte. De ce crezi că erau problemele astea înainte? Că și ăsta e un moment puternic de aha pe care tu l-ai avut intuitiv, că ți-ai dat seama, uite, poate o parte din mine creează situația asta cu copilul și sunt curioasă care a fost aici contribuția lucrului tău în program în îmbunătățirea stării lui de sănătate sau de ce crezi că se întâmpla, de ce crezi că înainte era așa și ce anume ai schimbat în tine să nu mai fie așa? Situația. Nu mă simțeam destul de bună, nu mă simțeam suficient de bună mamă, cu toate că este a doilea copil. La primul băiat n-am avut niciun fel de probleme, la a doilea a fost cu probleme de sănătate, adică răcea foarte des, a trebuit să merg cu el la neurolog, chestii de genul. Și lucrând cu mine, deci eu asta, nu mă simțeam destul de bună, nu mă simțeam mamă bună, simțeam că viața mea nu are niciun rost, mă întrebam, da, eu pentru ce trăiesc, adică care e scopul meu, țelul meu? Și toate astea, faptul că el se îmbolnăvea și îmi apăsa butoanele să mă puneam în fața faptului în clinică că sunt neputincioasă să fac ceva. Deci asta a fost momentul de aha, că mă pune niște situații în care eu sunt neputincioasă și să mă zbat pentru supraviețuire sau ceva de genul, am înțeles eu mesajul. Nu simțeai că ai controlul, practic. Era cumva aceeași reprezentare a unui aspect din conștiința ta, și anume am nevoie de control, că nu sunt destul de bună sau nu cred că sunt în siguranță în lumea mea și atunci trebuie să am controlul. Și bineînțeles că dacă vreau să am controlul, înseamnă că simt că nu îl am. Și atunci iată cum apăreau și recreai situații în care simțeai din nou și din nou că nu am controlul. Da, și că faptul că ca să nu mă dezvolt, adică faptul că el îmi stătea răcit câte o săptămână, două, normal trebuia să stau acasă, să mă preocup efectiv de el 100%. Pe când nu mai puteam să mai mă dezvolt în ceea ce vroiam eu sau să-mi desfășor activitățile, pentru că nu mă simțeam suficient de bună, destul de capabilă să fac anumite lucruri și eu nesimțindu-mă capabilă, îmi dădea chestia asta să stau acasă. Mm-hmm. Deci posibil deci să este super. Și o frică a ta cumva de a trece la nivelul următor și bineînțeles reprezentarea lucrurilor care să te țină să treci la nivelul următor, care pot veni chiar tot din cumva frica că nu ești destul de bună ca să am succes sau ca să să reușești sau ca să ce exact, interesant da. E foarte interesant ce spui, Miha, și mi se pare fantastic progresul tău. Deci cumva simți că nu poți să pui degetul pe o anumită unealtă care te-a ajutat. Dar zi-mi poate câteva pe care le-ai aplicat tu și ai văzut, uite, am făcut exercițiul ăla, mi-a plăcut, nu știu, la copilul interior mi-a plăcut exercițiul sau mi-a plăcut, nu știu. Da, cu copilul interior m-a ajutat foarte mult și m-a ajutat foarte mult să mă vulnerabilizez. Deci astea sunt top pentru că cele mai intense, să zic așa, pentru că de aici pleacă esența, că mi-am înfrunt teamă. Deci n-am mai fost în frică, n-am mai fost în teamă și de aici am reușit să ies din carapacea mea, să zic așa. Lucrând cu copilul interior, am început să-l înțeleg și faptul că mi-am dat voie să mă vulnerabilizez,
să mă arăt, să mă expun, să, nu știu, să mă exprim liber. Asta a fost, fără să mai fie frică de judecată, ce o să zică lumea, la ce o să creadă, cum o să fie. Astea două m-au ajutat foarte mult pentru început și a fost top, așa. Ce interesant. Adică, făcând pași încet, încet în acest program, te deschizi ușor, ușor și te simți ușurat. Pe moment ce te deschizi, te simți ușurat și pe când tu înfrunți frica și ai depășit acel moment și te gândești în urmă, zici, wow, dar nu era atât de grav pe cât credea mintea mea sau cât credeam că o să fie și mai rău de atât. De unde? Că a fost și mai bine de atât, cu cât îți înfrunți frica și temerile. Crezi că viața ta ar fi fost la fel dacă nu făceai pasul ăsta de a intra, ar fi fost cea de astăzi dacă nu făceai pasul de a intra în această călătorie de iubire de sine? Clar, clar nu. Clar, 100%, mie la mie, nu. Pentru că, cu toate că noi avem acces la foarte multe informații și la foarte multe chestii, ne autosabotăm, așa cum spuneam, și nu reușești. Deci nu, clar, dacă nu intram în program, nu aveam succesul ăsta, pentru că soțul meu s-a schimbat după o lună și un pic de curs. Deci a fost wow. Deci asta spune tot. Deci la o lună și un pic de curs, soțul se implice atât de mult copiii, să-mi acorde ajutorul lui, să fie mult mai calm, mult mai blând, mult mai docil. Deci a fost wow. Asta ca rezultat al faptului că tu ai eliminat din tine programele care blocau ca el să-ți ofere iubirea și să te prioritizeze și să te susțină și așa mai departe, nu? Da, și încă ceva. Programul tău, cu programul tău am făcut pași mult mai rapizi decât aș face eu singură. Deci, într-o lună și ceva, eu singură n-aș fi putut să văd o așa schimbare, pentru că mă autosabotez inconștient și grăbește. Sunt multe aspecte pe care singuri nu putem să le conștientizăm, că suntem subiectivi și că dacă nu avem pașii, structura clară, nu știm pe ce drum să o luăm, ce urmează după pasul ăsta și după pasul ăsta. Și e bine, cred că, să menționăm aici aceste întâlniri de suport săptămânale pe care eu le susțin și ne auzim mereu acolo cu oamenii care sunt câteva sute și comunitatea iarăși simt că are contribuția ei. Dar eu simt așa că voi la întâlnirile astea de suport creați magia când luați cuvântul, când puneți întrebări și veniți și vi se răspunde. Și am văzut și la tine progresul, că de asta discut, de la o întâlnire la alta, de când luai cuvântul, iar apoi când ai venit și ne-ai spus că s-a schimbat soțul total și acum este implicat și a stat cu copiii 5 zile ca eu să mă duc să mă dezvolt și wow. Sincer, m-a impresionat. Pe mine m-a impresionat și vreau să te felicit pentru progresul tău. Deci, ca o concluzie, de ce ai spune tu sau de ce crezi că ar trebui un om care poate este într-o situație în care te-ai regăsit și tu, poate o relație în care nu se simte suficient de iubit, de prețuit, de văzut, de auzit, de susținut, poate alte probleme, nu știu, financiare sau, eu știu, de sănătate. De ce... Ce ai spune sau de ce crezi că ar trebui să facă pasul ăsta și să ia în considerare o călătorie de vindecare și de iubirea de sine? Partea financiară, cât costă programul, nici nu se pune în discuție la câte beneficii poți să ai și cum poți să-ți îmbunătățești tu viața. Deci viața ta se poate schimba la 360 de grade. Deci merită toți banii, merită tot timpul acordat, nu este niciun sacrificiu. Într-adevăr, este un pic mai dificil la început să lucrezi cu tine, dar încet, încet,
ți începi să faci pași, ești ca un copil mic care merge prima oară de-a bușilea, după aceea încet, încet faci pași timid, după aceea începe să alerge. Deci cam așa este și programul acesta. Nu știu cine și-ar dori să stea în viața care o are acum disfuncțională. Eu cred că toți merităm o șansă, măcar să încercăm să vedem cum se simte, cum este acest program și se merită tot efortul care tu îl muncești cu tine sau ce descoperi tu la tine, câteodată este dureros ce descoperi tu la tine, dar merită tot acest efort pentru că îți poți schimba viața în bine, așa cum tu ți-o dorești, cum vrei tu să ți-o creezi, pentru că noi ce rulăm acum sunt tipare a părinților noștri care nu ne aparțin nouă, care nu sunt pentru binele nostru, dar noi le-am preluat de la ei, că și ei la rândul lor au făcut ce au știut ei mai bine pentru noi, dar asta nu înseamnă că acele lucruri sunt funcționale pentru noi acum. Și noi dacă putem să ne îmbunătățim realitatea, viața, partea profesională, financiară sau de iubire, ce avem de pierdut? Deci, cumva simți că am meritat investiția, nu știu, de energie, de timp, de chiar și de bani ca să vin călătoria asta. Clar, da, clar. Decât, păi chiar stăteam și mi-am făcut așa o mică analiză uitându-mă în spate, înainte să încep acest program, înainte să merg să descoper iubirea de sine și de ce se întâmplă anumite lucruri în realitatea mea, am făcut o analiză. Am zis că dacă mergeam pe parcursul ăla mai departe, nu știu ce să alegea cu viața mea, adică era, deci mă văd într-un moment foarte critic și foarte rău, pe când acum pot să zâmbesc, radiez, nu mai simt atâta presiune și atâtea probleme, pentru că multe dintre ele s-au rezolvat, mă bucur de viață, acum am altă energie, îmi fac proiecte de viitor, nu mai sunt înăbușită de acele traume sau de acele convingeri, pentru că încet, încet le-am vindecat. Ce frumos! Și deci se merită toate lucrurile astea. Deci, ce este mai frumos decât să muncești pentru tine, să faci ceva pentru tine? Ce este mai frumos de atât? Ce frumos, Miha! Deci, cumva, mesajul tău de încurajare l-am înțeles, sună cumva promițător pentru cineva care se uită poate la acest material și zice, da, uite, eu sunt într-o relație, nu cred că am șanse, știi? Oamenii când suferă, cumva suferă pentru că cred că situația aia va dura toată viața, probabil. Asta mă doare, nu că mă doare azi, ci mă doare că mă poate durea și mâine și poimâine și peste un an același lucru și nu știu ce să fac, nu știu care este soluția. Și cred că mesajul tău, sau dacă vrei să mai adaugi ceva... Da, vreau să mai zic așa, este o oportunitate. Încearcă și după aia vezi ce ai, dacă câștigi sau dacă pierzi. Aici mai este și deschiderea oamenilor. Trebuie să-ți dai voie, să ai curajul, să încerci și altceva. Să vezi cum se simte și altceva. Și atunci ai să poți să analizezi. Băi, este un lucru benefic sau nu este un lucru benefic? Poți să le pui în balanță. Dar dacă tu nu încerci și rămâi în aceeași postură, nu-ți dai voie măcar să vezi cum e această oportunitate, n-ai să știi niciodată dacă încercai cum era. Ce interesant! Cumva nu prea ai de ales, adică ori continui în starea în care ești, ori încerci ceva nou ca să schimbi ceva. Poți să spui că programul ăsta ți-a schimbat viața? Ai putea să afirmi asta? Da, clar, da, deja am afirmat că într-o lună și ceva soțul să se schimbe radical, adică pentru mine a fost wow, da, clar. Deci fără acest program și fără ajutorul tău
de suport de fiecare luni, n-aș fi, pentru că ți-am zis că acolo îmi găsesc răspunsuri, atât eu cât și colegii mei din acest program, ne găsim răspunsuri la foarte multe întrebări, chiar dacă noi nu suntem conștienți pe moment că noi avem acele întrebări, dar când vine un coleg și ne spune și tu vii cu explicația, zici wow! Deci, da, și la mine a fost wow că circumstanțele nu contează. Deci de acolo a fost racheta, așa. Zi-mi un pic despre asta, zi-mi un pic despre ce înseamnă că circumstanțele nu contează. Adică eu pot să-mi doresc tot ce vreau eu sau realitatea mea poate să fie cum vreau eu, fără să conteze cum se întâmplă, dacă se întâmplă, cum se implică. Este important ca eu să am ce-mi doresc la final. Mm-hmm. Nu contează circumstanțele. Mm-hmm. Sau poate acum eu trec prin niște momente dificile sau care nu sunt prielnice mie, dar acest parcurs mă duce la ce-mi doresc eu la final. Deci nu contează că eu acum trec o perioadă proastă, că se poate întâmpla și așa. Este important, știu că eu voi ajunge la dorința mea care la final aia va fi și aia o să rămână. Deci este foarte important că să și rămână, nu doar să facem, dar așa, este important să și rămână. De asta circumstanțele nu contează. Deci practic ce îmi spui este că pentru tine a făcut click în momentul în care ai înțeles că noi suntem creatorii lumii noastre din inconștient, din programele pe care le avem cu toții, unele toxice, majoritatea, și aceste circumstanțe pe care noi le creăm întâi din mintea noastră și care își dau replay în realitatea noastră, nu contează pentru că le pot schimba când mă schimb pe mine. Asta, de fapt, este și misiunea programului Manifestă prin iubirea de sine, pentru că ne dăm seama că noi suntem creatorii, nu? Și ne dăm seama că putem să schimbăm în noi relația cu noi, imaginea de sine, gândurile devenite convingeri toxice și întreaga noastră viață se schimbă. De-aia nu trebuie să ne uităm la mijloc și de-aia circumstanțele, într-adevăr, nu contează. De foarte multe ori oamenii se uită la circumstanțele actuale și zic, vai, n-am nicio șansă, că uite cum stau lucrurile acum. Și ce spui tu este să se mute în ce își doresc și să rămână în dorința îndeplinită și să creadă în ea că o să primească dacă muncesc la ei și dacă persistă, nu? Ok, da. Și cu cât mai puține întrebări, cu atât este mai bine. De ce, cum, unde, cum o să fie, cine o să fie, chiar asta nu contează. Asta chiar deci, cu cât mai puține întrebări, cu atât mai bine. E interesant ce spui, că, uite, practic întrebările astea vin din frică. Vreau să știu cum o să se întâmple, că eu n-am nicio șansă, că nu știu cum o să fac eu atâția bani, nu știu cum o să se repare relația cu partenerul meu dacă el acum este așa. Dar el acum este așa pentru că el e o reprezentare a unor traume, unor frici, a unor convingeri ale mele despre iubire sau despre bani sau despre... Și când le schimb pe acelea, se schimbă partenerul și tu ești exemplu viu și povestea relației tale este exemplu viu că un partener se poate schimba chiar dacă ani de zile a fost într-un fel, într-o lună, pot să fac să, ca el să mă trateze diferit când eu mă tratez pe mine diferit și îmi dau mie o șansă. Asta e extraordinar ce îmi spui și vreau să te felicit încă o dată că ai reușit aceste lucruri și că te ții de treabă. Sunt curioasă și ce simți tu că putem să îmbunătățim, de ce nu? Ce am putea să aducem un plus bun în această călătorie pentru oameni? Că știu că ai foarte multe idei bune, ești și mentor în program, așa că cu dragă inimă sunt curioasă care este părerea ta despre asta. Să mai facem meditații care prind foarte bine și ajută la eliberarea emoțiilor, care emoțiile astea vin din gândurile noastre, din capul nostru. Și în momentul în care temperăm emoția, frica, și frica este tot o emoție, noi de obicei nu știm să facem diferență între stare și emoție. Meditația ajută foarte mult să ne calmăm. Și să mai facem program de autocompasiune, de autoacceptare, de auto iubire.
ca să ne iubim pe noi, să ne acceptăm așa cum suntem, să avem compasiune către noi, chiar dacă n-am făcut ceva într-un anumit fel, să nu ne mai judecăm. Aici este foarte important. De multe ori noi suntem cei mai mari critici și ne criticăm foarte des și foarte dur, din păcate. Dar autocompasiune și cu meditații. Asta ajută foarte mult pentru a mai elibera din emoții, din a calma frica, teama, în momentul în care aceste două mari ale emoțiilor, mari, cum să le zic, spaime, sau nu știu cum să le... Da, sunt niște... Așa. Frica, rușinea, vinovăția, sunt aceste emoții care ne blochează cumva. Exact. Da, și odată ce aceste două, frica și teama, sunt calmate, atunci altfel poți să vezi lucrurile. Am înțeles. Miha, mersi tare mult. Foarte faină povestea ta. Cu siguranță o să ne mai auzim și o să mai povestim și despre progresul de peste câteva luni și despre cum e mai încolo. Sunt curioasă să văd cât de departe putem ajunge împreună în acest drum de iubire de sine și de manifestare, de a crea viața noastră ideală, folosind o energie de iubire față de noi, de a ști că merităm, de a ști că suntem suficient de buni și de a ne aștepta să fim tratați ca atare. Așa că îți mulțumesc! Mulțumesc și eu de invitație și sunt onorată că fac parte din echipa ta și din acest program. Mă bucur că programul ajută și sper ca mesajul ăsta să atingă și alți oameni care poate acum nu cred, poate acum și-au pierdut speranța și caută soluții, să știe că există soluții și că nu trebuie să rămână în suferință o viață întreagă doar pentru că acum lucrurile, circumstanțele, da, arată nefavorabil, există speranță și să-și dea și ei șansa asta. Mersi, Miha, te îmbrățișez, să ai o zi minunată în continuare. Te pup, draga mea. Asemenea. Te îmbrățișez. Pup. Ciao.